Bună, dragii mei! Bine v-am găsit! Astăzi sunt pe canalul mamei, nu sunt pe canalul meu. Dar am făcut cumpărături pentru casă, pentru mama, pentru noi toți. Din păcate, nu am reușit să filmez la cumpărături. Nu aveam destulă baterie. Așa că am ajuns acasă cu cumpărăturile și mama o să vi le prezinte. N-am cumpărat mare lucru, am cumpărat mai mult pentru Miriam, pentru că sărăcuța Miriam este bolnăvioară, e puțin cam răcită, nu prea mănâncă mai nimic zilele astea și atunci am mers să cumpăr mai mult pentru ea, ceea ce știu că mănâncă, ceea ce știu că îi place. Așa că mama o să vă prezinte cumpărăturile. Haideți! Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Uitați cu ce vă întâmpin eu pe voi! Uitați ce buchet frumos, ce culoare frumoasă! Trandafiri. Este superbă! Trandafir roz, nouă fire, însă fire lungi, foarte frumoasă, de la Lidl. E nemaipomenit! Vă plac? Am cumpărat o vază nouă-nouță, micuță, și Da? trebuia să punem ceva în vază și trandafirii aceștia mi-au plăcut foarte mult. O să vă arăt și când o pun în vază ce frumos arată. Deci avem un buchet de trandafir. Nu o să punem la Maria în cameră, că eu în bucătărie am. Tot roz, de la noi din grădinuța noastră. Asta o să punem la Maria. Este minunat. Și acum, dragii mei, vreau să vă salut, să vă îmbrățișez, să vă spun că s-a dus Maria singură la cumpărături, eu nu m-am dus cu ea, că nici eu nu mă simt foarte bine, Miriam este răcită, așa că s-a dus ea singură, eu mai lua la Miri câte ceva, că nu prea vrea să mănce. Și atunci s-a dus ea singură. Și eu vă arăt ca de obicei, cum v-am obișnuit noi pe voi, vă luăm cu la cumpărături. Acum ea nu a putut și să filmeze și să cumpără, că era singură, nu era cu nimeni. Și atunci am zis că no, dacă vreți să vă împărtășesc cu voi, o să filmăm acasă când ajunge. Și au ajuns acasă și acum vreau să vă arăt ce au cumpărat. S-a dus de, au fost mere la Lidl și uitați, au luat 4 pungi de mere. Avem aici vouă Sunt mere la opțiune. Lidl la ofertă cu 3 lei kilogramul. Dacă sunteți interesați, am luat mere nouă, ne plac foarte mult merele, în special tatălui meu și nouă, așa că am luat cu 3 lei kilo. Da, deci știți că Mihai fără mere, deci fără mâncare stă, dar fără mere nu stă. Sunt două tipuri de mere, mere roșii și mere galbene, La aceeași preț? la același preț, da. Hai. Ăștia galben este mere golden, din aia dulci. Și ăstea roșii sunt Ionatane și din aia mai acrișoare. Mie îmi Nu plac, sunt sinceră Ionatane, fiu, mami. nu? Nu, greșești. Hai să Sunt văd. mere roșu cu galben, puțin mai acrișoare. Nu știu cum se Și asta numesc. zice mami la mărul ăsta, nu? Nu. Nu, bine, atunci eu greșesc. Nu contează. Dar, în fine, că sunt mere roșii și aia sunt mere galbene. Aia sunt mai dulci. Aia mai o mânc și eu, așa, câte una când am eu chef. Dar, na. Dar și mie îmi plac astea galbene mai mult. Lămâie noi mai avem acasă, dar Maria o mai luat, uitați, o mai luat un săculeț de lămâie, că noi fără lămâie nu stăm. Am și făcut acolo un borcan de apă cu lămâie, deci avem Limonadă. limonadă, da, eu zic borcan. O carafă de limonadă, Da, mami. și uitați, o luat castraveți, Maria, și Și ăștia sunt la ofertă. Erau cu 6 lei kilogramul, da. castraveți cornișon, dar mulți dintre ei erau moi. Abia am putut să aleg Da, dar câțiva, se vede da? că e una e spartă. Da? Nu. Da. Eu am încercat să aleg ce era mai bun, Uite, vezi, asta e dar spartă, că de-aia am mulți ridicat. erau... O vedeți? Oh, nu, uite, vezi? Și 6 lei și tot e spartă. Nu tot. No. Acum, Acum într-adevăr, am... mulți erau moi. Deci, o luat mere, lămâie, o luat castraveți. Uitați, o luat baghetuță din asta, nu la pită, o la baghetuță și ceva cornuri, o să vă arăt. Asta ne place Ăștia mie și smoi, ești mamei. proaspăt, poate o să mănce Miriam, săraca.
O lată brânză din asta să avem dimineață la mic dejun, că știți că noi dimineața cremă de brânză cu verdeață asta, nu? Da. Noi ne place să ungem pita cu ceva și cu roșie, cu castraveți, orice punem pe ea, mâncăm și e bine. Deci trebuie să avem ceva acasă. O să fac la Miriam, uitați-vă aici. Brocoli, știți că ei place brocoli. Că m-a cerut ieri supă de brocoli, m-a cerut și am zis că nu, n-am avut brocoli acasă, că de obicei iau și pun în congelator și zic, nu, las că o să-ți iau și îți fac. O lată iaurt grecesc, asta îi place foarte mult la Maria, iaurtul, asta nu știu ce-i, ce-i asta? Are pioară de pui, ca un fel de KFC, cum mănâncă da. Miri, da. Numai astea uitați le face acasă. Uitați din asta, de noi, vă spun sincer, noi mâncăm și din asta așa, gata, pregătită. Nu suntem pretențios. Bine, nu... astea-s pentru Miri, mami, 300 de grame. Bine, vreau să zic că da... Pentru Miri, dar nu o să-mi le mânc eu. Dar vreau să zic că dacă avem ceva, noi imediat le pregătim, le mâncăm, nu suntem să... Vai, că mâncăm numai bio, că mâncăm numai nu. Ce avem, aia mâncăm. Asta e ceva biscuiței. Eugenii, poate și mai pune câte una la școală. Erau la 6 lei tot la ofertă. Și uitați, astea este cornulețe din asta. Am luat ca să-i fac hot dog, că au văzut nu știu unde în oraș și mi-au zis de hot dog și am zis că îi fac eu acasă și am luat chifle din astea și niște cremvuș ca să-i facem hot dog. No, 250 de grame numai. Oh. Da, păi am luat din ăștia mai buni, fără euri, fără, știi? Da. N-am vrut să iau din aia, că nu știu ce bagă în ei și ăștia sunt... Da, ăștia din aia... Fără eu, așa zice, acum, da, sigur au și ăștia. Deci o luată tot pentru că acum o răsfață Maria pe Miriam, dar adevărul că e foarte răcită, știți care era baiul? Miriam a văzut că e timp frumos, că era soare și s-a dezbrăcat foarte, foarte tare. S-a făcut în pantalon scurt, în tricou, cavara... Și nu era chiar așa de cald, că suflea vântul, umbla desculță pe aici și a doua zi dimineață, deja când s-o trezit... Da, nu neapărat, că încă e perioada asta, virus... Da, e adevărat, și perioada asta, dar... Plus că perioada, s-a schimbat brusc, s-a schimbat e brusc. E schimbătoare, e așa, te păcălește, e aprilie, totuși încă, nu-i de tricou și de desculț. Deci, cum v-am arătat, o luat Maria cornuri, o luat crenguș, biscuiții ăștia și uitați-vă aici, am zis, na, e pita, iau la lipie și corn. Deci asta mâncăm noi astăzi, n-avem pita. N-ai pâine acasă? N-am știut eu. Am luat pentru bine, noi, că știi ajunge, că noi din o să astea. Dar să știți că noi nu mâncăm foarte mult pita și ne ajunge, nu, e suficient, e destul. Aici iară un pachet de biscuiți, deci mai mult biscuiți pentru americani. Și ăsta este mini pizza? Da, arată-le mai aproape. Îs picolini. Da, un fel de mini pizza cu salam. Pentru că pizza aceea pe care eu o luam la Miri de obicei, Margherita, mie nu mi-o place. De la Lidl cel puțin nu mi-o place. E aluatul foarte, nu știu, ciudat. Și atunci am zis să încercăm asta, că dacă îi place asta, data viitoare iau tot așa. Și ce am cerut eu pentru mine să iei, ce n-am avut noi acasă, era foarte, foarte necesar, că n-am mai avut nici măcar una. Uitați-vă aici, ne-am luat un covrag de ou, că n-am mai avut nimic în casă și eu nu stau fără ou în casă, că... Vezi, dacă ai un ou, prăjești un ou și deja ai ce mânca. Sau nu-i vorba numai că prăjești un ou. Dar când gătești mâncare, orice mâncare, cam ai nevoie. Și trebuie să ai acasă. Și noi așa ne-am obișnuit, la noi deja e o obișnuință. Noi luăm așa un covrat, punem în frigider și avem tot timpul. Când se gata, luăm alta. Și tot așa, avem tot timpul. Și ce mai o luat? Uitați-vă aici, un săculeț de cartofi de 5 kg. Că n-am avut nici cartofi acasă, să știți că, vă spun sincer, că cine zice că, de exemplu, noi mergem o dată pe săptămână la cumpărături, dar gătim în fiecare zi. Și atunci, și să cam gata cumpărăturile,
fiindcă tot îți treabă. Dacă faci de două ori mâncare, ingrediente chiar îți treabă, ai nevoie de ele. Plus că suntem atunci... patru persoane, exact. Plus că la Mirii trebuie pachet la școală. Adică toată lumea normală la cap înțelege chestia asta. Cei care spun că mergem prea mult, că mergem o dată maxim de două ori pe săptămână la cumpărături, nu știu. Da, nu știu nu ce. Nu aia contează. Eu aș, sincer să fiu, eu aș vrea să nu mă duc niciodată. Sau să... No, în fine, nu mai discutăm despre asta. Deci cam asta s-a cumpărat. Mai aveam nevoie de multe, dar atâta s-a putut, la atâta ne-am limitat. Așa că o să mai merem și altă dată și să mai cumpărăm ce avem nevoie. Să știți că vreau să vă spun că o să mă duc eu într-o zi, nu știu când, să-mi iau eu Dero de spălat. Că Dero ce am luat atunci pachetul ăla mare, să știți că mai am din ea două, trei spălări și gata, nu mai am, mi s-o gătat, ca să vedeți cât se spală la noi în casă, la noi zilnic. Spală zilnic, afară de duminică, numai duminică nu spăl, în rest în fiecare zi și două, trei ture, fiindcă Miria mere la școală, mere la ore, separat și tot se schimbă, tot se schimbă, deci ea se schimbă cel puțin de o trei ori pe zi. Plus, suntem patru persoane și n-ai cum să nu te schimbi și trebuie. Și noi spălăm tot timpul. Așa că nu mai am Dero și trebuie să mă duc să mă uit, să caut Dero la ofertă sau ceva bun. Să știți că nu-i mai Dero ce a fost. Deci trebuie să vedem ce luăm. Încă nu m-am hotărât, dar m-am hotărât și o să luăm într-o zi și Dero. Acolo mă duc și eu. Și acum am luat numai așa mare. A mers mai mult pentru Miri și pentru mere la ofertă. Da. Am luat așa mare, ce ne-a trebuit, o să mai merem, o să mai luăm. V-am și arătat ce am luat. În mare prețurile nu v-am spus, dar mă gândesc că tot... Cât o costă o levale? 20 și ceva, 22, 23. Da, atâta. Deci astea sunt prețurile, un covrag de ou, dar foarte micuță, 30 de bucăți, vine 23 de lei, cam cu 7 lei și 70 și ceva de bani un ou. 70 de bani un ou, aproximativ. 75. Acum nu contează, că lumea știe. Deci nu contează, astea sunt prețurile, știe toată lumea, pe nimicuri să strică o grămadă de bani, dar asta e viața, n-avem ce face. Eu v-am arătat, dacă vă interesează cumva ceva și ați văzut, să mere să cumpărați, că v-am spus, este mere la ofertă, ore, atât ai prețul, dacă cartofii, cât ai luat? 17 lei, 5 kg. Dar erau cu 3 lei kilogramul vărsați. Pentru că n-aveam în ce să le pun vărsați. În ce? Făceam pungi și pungulițe. Da, da. E adevărat. Da, cartofii... Că, da, că ai vrut să iau mai multe kilograme, da. Și atunci am zis că iau la sac. Scumpe, da. Dar ce să facem? E trebă că vezi că cartof mânci. Nu e chiar zilnic, dar tot a doua zi cartof ca mânci. Și trece. Că, cum a zis Maria, suntem patru persoane și... Da, bine, mami, nu mai repetat, mami, că știe lumea. Cam atât am avut de arătat. Sper că v-a plăcut, v-ați încântat ochii, v-ați îmbucurat cu noi. Știți foarte bine că de fiecare dată vă luăm cu noi. De data asta nu a putut Maria, dar v-am arătat eu tot ce s-a cumpărat pe acasă. Ne bucurăm pentru trandafir, o să pun într-o vază. Sunt foarte frumoasă. Ați văzut, noi renunțăm la multe lucruri și luăm flori, că ne plac. Așa că mă bucur că ați văzut ce am cumpărat, că ați fost alături de noi. Ne bucurăm pentru mesajele care ne trimiteți. Da, vă mulțumim din suflet. Să fiți sănătoasă, să știți că noi vă iubim pe toți, vă îmbrățișăm pe toți. Am văzut un comentariu care mi s-a părut amuzant. Cineva m-a rugat să... O conving pe mama să nu mai repete atât de mult același lucru. Din păcate nu am cum. Dragii mei, cred că majoritatea dintre noi avem o obișnuință. Fiecare are un tic, mai multe ticuri, depinde de persoană. Și n-ai cum să mai schimbi o persoană la 50 de ani, nici măcar pe mine la 30 de ani. Foarte greu să mă mai scoată cineva din tabieturile mele, din obișnuințele mele. Fie ele bune sau rele, acum asta e, da, mama într-adevăr repetă, unora le place, pentru că unora chiar au
nevoie să audă un lucru de mai multe ori ca să-l înțeleagă cât mai bine. Altora nu le place absolut deloc și le deranjează acest lucru. Acum, dragii mei, noi ăștia suntem, nu putem fi pe placul tuturor. Sperăm să ne înțelegeți, nu o facem cu vreo intenție rea. Dar acum, credeți-mă, și dacă vrea, nu se poate abține, că-i vine, îi vine să repete același lucru. Da, și eu îi spun de multe ori și pe mine uneori mă irită câteodată. Dar n-avem ce să facem, suntem oameni, suntem cu defecte și asta e. Acum, noi încercăm să... Îi cerem scuze de la doamna dacă nu-i place. Cum am spus, nu pot să nu repet, că așa e misiunea pe felul meu de a fi. Și vă mai spun un lucru, nu vă jignesc, vă spun așa. Eu nu cred că vorbesc foarte mult, nu cred că vă țin foarte mult. Ați văzut videoclipurile noastre, orice vă arătăm, orice facem. Este foarte, foarte scurte, printre cea mai scurtă. Exact, conținutul nostru, noi încercăm să nu o lungim. Niciodată n-am tras de timp la niciodată, o rețetă. Niciodată. Arătăm pașii importanți, arătăm lucrurile importante. Când mergem la plimbare, cred că se vede și în editarea videourilor. De foarte multe ori sunt tăiate multe părți, pentru că eu nu filmez într-una, eu filmez momentele cheie și tata la fel. De aceea, na, 20-30 de minute maxim cât ține la noi un 10, videoclip, 17, unele sunt chiar de 10, de 15, da. Avem și de 9 minute, deci noi nu vă ținem cu orele să vă uitați la noi, să vă arătăm că ne plimbăm și că nu știu ce facem. Eu nu cred că vă plitisesc în 10 minute dacă stau de vorbă cu voi și vă explic și vă spun de două ori aceeași cuvinte. Dacă vă plitisesc și vă jignesc, îmi cer scuze. Încerc să nu vă mai plictisesc. Bine, acum, exact pe cei care au scris, nu pe toți, că sunt mulți cărora chiar le place. Nu-i place. Da. Asta suntem. Noi vă iubim așa cum suntem, cu bune, cu rele. Și cam atât. Nu vă mai țin mult. V-am arătat ce am cumpărat. Sper că v-a plăcut. V-am spus, cerem scuze de la... persoanele care se simt iritate de repetiția anumitor cuvinte. Cerem scuze, vă îmbrățișăm, vă iubim și vă spunem la revedere, dragii mei pupici! Vă pupăm, pa, pa!